Estera, capitolul 3, vom continua în capitolul 4 și apoi din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetele 27 la 30. După citirea acestei părți din Scriptură, ne vom ruga ca Duhului Dumnezeu să ne păzească mintea și inima. Cel care are toată autoritatea în cer și pe pământ să protejeze locul acesta și să dea izbăvire tuturor celor care trec prin încercări, prin necazuri, prin suferințe, prin greutăți. Este era capitolul 3. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai pe sus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, i-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci i se spusese din ce popor era Mardoheu. Și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună până în luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci, Haman a zis împăratului Ahsferoș: În toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să lase liniștit dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți. Și eu voi cântări mii de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata, agagitul, vrășmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum poruncise Haman mai marilor oștirii, dregătorilor, fiecărui ținut și căpetenilor, fiecărui popor, fiecărui ținut după scria lui, fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au peceluit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13-a, a, a lunea 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ținut și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea susa era îngrozită. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșit hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă, apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigătea mare și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei, posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 27. Domnul Iisus a spus, oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns la jumătatea săptămânii și este exact jumătatea acestei săptămâni de evangelizare. Îi mulțumim Domnului pentru îndurarea Lui și pentru ocrotirea Lui. Și pentru a ne asigura că suntem toți în aceeași uh, cadență a textului, îngăduiți-mi să vă întreb Câți dintre cei prezenți ați reușit să fiți în fiecare seară? Duminică, luni, marți și, bineînțeles, seara asta. Mâna sus! Să vă binecuvinteze Domnul! Cei care sunteți pentru prima dată seara aceasta, ați venit pentru prima dată seara, vă rog să-mi arătați cu mâna ridicată. Vă mulțumim și vă spunem bine ați venit! Studiem împreună următoarea temă. Ce se întâmplă când Dumnezeul nevăzut îți schimbă destinul. Tema aceasta o studiem din cartea Estera. Ne-am uitat duminică seara la oamenii care au rămas în robie atunci când Dumnezeu a dus eliberarea. Oameni din poporul lui Dumnezeu care între eliberare și robie au ales robia. Ne-am uitat la toate fascinațiile pe care ți le oferă în mod înșelător o lume fără Dumnezeu în care rămâi în robie. Ne-am uitat în seara la modul în care lumea aceasta fără Dumnezeu degradează și, în mod special, degradează femeile. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze toate femeile și să le folosească pentru slava numelui Său și pentru binecuvântarea noastră a tuturor. Ne-am uitat aseară la ceea ce se întâmplă când bărbații sunt compromiși. O casă fără bărbați integri, o societate fără bărbați integri. Oameni care au ajuns să se compromită și să calce în picioare tot ce e sfânt. Oare mai are Dumnezeu har? Îi mai poate ridica Dumnezeu de acolo? Da, Dumnezeu poate. V-am rugat aseară. În pregătire pentru seara aceasta să încercați un post special. V-am rugat să încercați de seară până în seara aceasta post de televizor, de YouTube, de Facebook și de alte asemenea mijloace care au valoare lor, dar și care mănâncă enorm de mult timp și ne duc pe tot felul de căi care de care mai periculoase. Nu știu dacă ați reușit. N-am să vă rog să ridicați mâna. Dar știu că unora va fost tare greu postul acesta. Pentru că ne-am deprins să fim tot mai puțin cu noi înșine în liniște și să fim tot mai puțin într-o stare în care să medităm și să ne ascultăm sufletul. Și tot mai mult înconjurați de zgomot și de imagine. Este o lume care te absorbe și care, fără să-ți dai seama, te înșală teribil, îți mănâncă timpul, îți stârnește tot felul de fantezii și te hrănește cu iluzii. Imaginează-ți că ai fi mort de foame, rupt de foame. Și te-ai uitat la televizor la cea mai copioasă masă pe care o mănâncă unii. Ce zici? Te ajută la ceva? Te satură? Și dai pe canalul celălalt și este altă masă copioasă. Și tu ești mor de foame. Te ajută la ceva? imaginează că ești un băiat necăsătorit și te uiți la televizor la o fată. Te ajută la ceva? Așa cum l-a ajutat pe ăla că s-a uitat la mâncare. Ești trist și ești în sufletul tău atât de, atât de apăsat. Și te uiți la felul cum se distrează alții. Crezi că te ajută? Crezi că îți rezolvă problemele în necazurile tale? Intrăm într-o perioadă în care cei mai mulți oameni sunt duși într-un fel de amăgire continuă. V-am rugat să faceți exercițiul acesta pentru că tema din seara aceasta este deosebit de serioasă. Este una profundă și înspăimântător de serioasă. Misterele lumii spirituale, a lumii nevăzute. De ce sunt necazuri și suferințe pe pământ? Printre multele cărți bune care s-au scris în ultimele două secole. Secolul 20 și începutul secolului 21. Vă recomand în mod special două cărți. Prima, scrisă de Richard Wurmbrand și se intitulează Marx și Satana este o carte în care Richard Wurmbrand se uită la evoluția lui Karl Marx din perioada în care în liceu era fascinat de persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos. Și la modul în care când a ajuns la universitate, a intrat într-un cerc de sataniști. Și-a făcut el însuși pact cu satana. Am să vă citesc din poezia lui Karl Marx strigătul unui În Îmblestemul și tortura destinului. Toate lucrurile lui Dumnezeu s-au dus fără întoarcere. Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea. Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului. Vârful lui va fi rece și înspăimântător. Groaza îi va fi fortăreață. Agonia cea mai neagră îi va fi căpătăi. Cel ce-l va privi cu ochi sănătos, se va întoarce palid ca moartea și mut, cuprins de morbul morții, oarbe și înghețate. Fie ca fericirea acestuia să-i pregătească moartea, atunci voi fi în stare să merg triumfător, ca un zeu, printre ruinile împărățiilor. Într-o dramă pe care a scris-o, intitulată Ulanem, anagrama cuvântului Emanuel. A scris o întoarsă. Karl Marx scrie Aburi infernali se ridică și îmi umplu creierul până când nebunesc și inima mi se schimbă cu desăvârșire. Vezi sabia aceasta? Prințul întunericului mi-a vândut-o. Pentru mine, el, prințul întunericului, este cel care măsoară timpul și dă semnalul. Și la semnalul lui, cu tot mai multă îndrăzneală, mă arunc în dansul morții. Scrie mai apoi, într-o altă lucrare a lui, că simte o pornire teribilă să ia toată lumea aceasta în brațe, tot Pământul, și să-l ducă împreună cu el în iad. vă rog să faceți rost de cartea aceasta să o citiți. Pentru că vom înțelege ce s-a întâmplat cu toată mișcarea marxist-ateistă care a infiltrat școlile lumii, care a prins popor după popor și a dus popoarele într-o nebunie teribilă. A doua carte pe care o recomand este scrisă de pastorul Erwin Lutzer, Pastor la Moody Church în Chicago. Se intitulează Crucea lui Hitler. În cartea aceasta, Erwin Lutzer studiază viața lui Adolf Hitler după același tipar pe care l-a folosit Wurmbrand când a studiat viața lui Marx. Și vă citesc din cartea lui Luther doar un pasaj. În tinerețe, Hitler a vizitat o bibliotecă din Viena, Biblioteca Nofsberg. Acolo era o suliță despre care se spunea că este sulița cu care soldatul roman l-a străpuns pe Isus. Hitler a auzit glasul ghidului spunând: Această suliță este învăluită în mister. Cine va descifra misterul, va stăpâni lumea. Aceste cuvinte l-au marcat pe Hitler. Și în ziua aceea a stat în fața suliței. Și-a jurat. Să-l slujească pe diavolul. A mers de mai multe ori la bibliotecă și se uita la sulița cei ceasuri întregi. Chemând puterile ascunse să-i invadeze sufletul. A fost convins că această suliță face legătura cu lumea nevăzută. Walter Stein un prieten al lui Adolf Hitler din tinerețe povestea că Hitler stătea în fața suliței ca un om care a intrat în transă și peste care a început să stăpânească o vrajă. Spațiul din jurul lui Hitler, când se uita la sulița aceea, era atât de dens încât parcă era populat de năluci. Hitler era transfigurat, de parcă un duh puternic i-a invadat sufletul și opera în el o metamorfoză demonică. Când Hitler a cucerit Viena, s-a dus la biblioteca Hofsberg, a luat sulița și apoi a spus cu glas tare: Acum țin toată lumea în mâinile mele. Și tot ceea ce urmează este istoria teribilă a holocaustului, a războiului, a nenorocirilor. Ca să înțelegem ce se întâmplă în lumea noastră, e nevoie să vedem care e legătura dintre lumea noastră și lumea nevăzută. Ca să putem înțelege de ce sunt necazuri, de ce sunt războaie, de ce este suferință? De ce sunt oameni de o monstruozitate care te înfioară? De ce sunt boli? De ce sunt atâtea calamități? De ce se duce istoria așa cum se duce? E important să înțelegem ce legătură este între lumea de aici în care trăim noi și lumea nevăzută. În cartea Estera, în anul 539, când Cir a dat decretul de reîntoarcere a evreilor din robie în țara Făgăduinței, în jur de 80% dintre evreii duși în robie și născuți și crescuți în robie, au hotărât să rămână acolo, Crezând că vor avea un viitor mai bun și vor avea o viață mai liniștită în țara robiei decât în țara făgăduinței. Au rămas acolo, bizuindu-se pe faptul că soarele răsare și peste cei buni și peste cei răi. Că ploaia vine și peste cei buni și peste cei răi. Și am văzut aseară că aceasta este providența lui Dumnezeu. Bazându-te pe providența lui Dumnezeu, poți să trăiești cu siguranța că și dacă întorci spatele lui Dumnezeu și dacă faci cele mai mari păcate, dacă răsare soarele mâine, răsare și peste tine. Că toate condițiile care asigură continuitatea vieții Îți vor fi acordate și ție. Și oamenii sunt prinși în această iluzie că dacă mă pot descurca fără Dumnezeu, o să mă descurc fără Dumnezeu. În același timp însă, lumea aceasta fără Dumnezeu nu este o lume neutră. Lumea aceasta fără Dumnezeu are un alt stăpân. Și Domnul Iisus a venit să ne spună la un moment dat, iată vine stăpânitorul lumii acesteia. Nu există zonă neutră în univers. Ori este sub stăpânirea lui Dumnezeu, ori este sub stăpânirea celui rău. Nu există neutralitate. Numai că, Diavolul nu se apropie de oameni, ca în poveștile cu demoni, cu aghiuță, nu vine cu coarne, coadă și copite și cu o furcă să te sperie. Dacă ar fi așa, puțini oameni de pe fața pământului s-ar duce după el. Probabil că doar sataniștii. Dar cei mai mulți oameni sunt păcăliți de următorul lucru. Așa cum s-a întâmplat cu cei care au rămas în robie, așa se întâmplă cu fiecare om. Prima modalitate de înșelătorie a celui rău este să îți ofere privilegii, să ți facă promisiuni. Promisiuni că dacă te duci pe calea aceasta fără Dumnezeu vei fi mai fericit, îți va merge mai bine, vei avea realizări mult mai mari și cu această promisiune te amăgește și te atrage. Și dacă te poate ține în lumea aceasta a măgirilor, te ține ca pe împăratul Ahasveros. Pe Ahasveros l-a ținut până în anul 465, 20 de ani a stat pe tron, trăind numai în petregeri, într-un harem în care și-a adus sute și sute de femei, în beție, Într-o destrăbălare continuă, până când, în anul 465, a fost omorât în patul lui, de câțiva din slujitorii lui. Dar a ținut într-un fel de amăgire, în care niciodată nu i-a dat posibilitatea să se dezmeticească. Așa i-a păcălit pe cei din poporul lui Dumnezeu care au decis să rămână în robie. Cu promisiuni cu privilegii. În clipa în care simte că nu te poate ține cu astea, vine cu a doua metodă. Cu loviturile și cu necazurile. Cu încercările. Și când vin încercările și loviturile, atunci lucrurile care ți le oferă providența nu-ți mai sunt de folos. Nu te mai ajută. Dați-mi voie să ilustrezi. Imaginați-vă un om fără Dumnezeu, care spune: Mă descurc fără Dumnezeu, n-am nevoie de el, se duce să-și facă analizele și primește confirmarea că este bolnav de cancer în stadiul 4. Te ajută cu ceva că mâine răsare soarele? Te ajută cu ceva faptul că plouă? Lucrurile din providență nu te ajută în ziua necazului atunci ai nevoie de altceva. Ai nevoie de acela care a zis, cheamă-mă în ziua necazului tău și eu te voi izbăvi. Atunci ai nevoie de promisiunile lui Dumnezeu. Atunci ai nevoie de prezența lui, de ajutorul lui, de intervenția lui. Numai că atunci când diavolul înșală, atunci când el amăgește, te împinge în stare aceea în care crezi că pentru tine nu mai există niciun ajutor. De ce ea? E important să înțelegem cum se apropie Dumnezeu să schimbe destinul unor asemenea oameni. Înainte de a intra în analiza acestui mesaj, îngăduiți-mi o întrebare personală. Poți să spui din toată inima. Poți să spui din toată inima sincer, cinstit și din convingere biblică că viața ta îi aparține Dumnezeului suveran și stăpân peste tot Universul. Poți să spui? Ridică mâna sus dacă poți spune. Vă mulțumesc. Dacă îi aparține, promisiunea aceea, cheamă-mă în ziua necazului, este de mare ajutor. Dacă viața ta nu îi aparține lui Dumnezeu, pe cine vei chema în ziua necazului? La cine o să te duci? De unde vei cere ajutor? Ne vom întoarce la întrebarea aceasta la finalul mesajului. Pentru că unii n-ați ridicat mâna, fie că n-ați înțeles întrebarea, fie tocmai pentru că ați înțeles întrebarea. Și știi în adâncul inimii tale că viața ta nu i-aparține lui Dumnezeu. Ca ai impresia că te poți descurca și că ce se întâmplă cu alții se va întâmpla și cu tine. Și în cele din urmă va fi cumva. E important acum să ne uităm în Cartea Estera să înțelegem că numai atunci când ne uităm la lumea de dincolo de materie, de istorie, înțelegem ce se întâmplă. Haideți mai întâi să vedem ce se întâmplă. În capitolul 3 din Cartea Estera se întâlnesc doi oameni. Pe unul îl cheamă Mardoheu și pe unul îl cheamă Haman. Lucrează amândoi în aceeași instituție. Sunt amândoi în administrația imperială în capitala Susa, în Imperiul Persan. Este anul 474 înainte de Hristos. Unul promovează. Haman promovează și ajunge șeful lui Mardoheu. Și ca unul care a promovat, cere din partea celorlalți respect exagerat. Toată lumea să se închine. Și Mardoheu spune, bă, eu n-am să mă închin. Așa că apare o situație conflictuală între cei doi. Unul cere ca să i se dea respect și celălalt spune respectul ăsta care cel nu ți-l dau. Starea asta conflictuală nu se aplanează pentru că Mardoheu nu vrea să se corecteze. Așa că, Haman, nu vrei să te corectezi. Te învăț minte și am să te distrug nu numai pe tine, ci distrug tot neamul tău, tot poporul tău. Și pentru că este într-o poziție deosebit de privilegiată, obține o lege. Pentru exterminarea tuturor evreilor din tot Imperiul Persan, din India până în Etiopia, inclusiv țara Israel. Este o adevărată exterminare a unui întreg în popor. Obține o lege. Și conform legea acesteia, oricine aparține de poporul evreu, bărbat, femeie, Bătrân, în floarea vârstei sau tânăr. Copil mic. Femeie însărcinată. Nu contează. Trebuie să fie uciși toți într-o zi. E absurd, e inuman. Este înfiorător. Adică cineva să ajungă într-un asemenea grad de inumanitate, de, de violență, de răutate. Te înfiori. Cum poate cineva să ajungă într-un asemenea hal de degradare umană? De ce se întâmplă așa ceva? Cum poate să escaladeze situația aceasta de la o tensiune dintre doi oameni la serviciu să ajungă să extermineze un popor întreg? Cine sunt cei doi oameni? Mardoheu este prezentat în capitolul 2, versetul 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimeu, fiul lui Chiș, bărbat din seminția lui Beniamin. Este din familia lui Chiș. Din seminția lui Beniamin, din familia lui Chiș. Mardoheu, este din poporul Israel, din seminția lui Beniamin. Haman, capitolul 3, versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. Cine este acest Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul? Adică, ce înseamnă Agagit? Cum a zice dacă cineva spune, l-ai văzut pe burzucanul ăla? Asta înseamnă că te trimite la locul tău de origine. Dacă spune Agagitu, înseamnă că ești unul din familia lui Agag. Cine e Agag? Cine sunt acești doi oameni care se întâlnesc și aparent e o întâlnire banală? Ca să înțelegem lucrul acestea, trebuie să ne întoarcem în istoria biblică, la cartea 1 Samuel, capitolul 15. Pentru că în 1 Samuel, capitolul 15, stră străbunicii lui Mardoheu și Haman se întâlnesc. Străbunicul lui Mardoheu cine a fost? Nimeni altcineva decât împăratul? Saul, din familia lui Chiș. Stră, stră bunicului Haman, cine a fost? Împăratul Agag, împăratul cărui popor? Împăratul poporului Amalecit. În 1 Samuel, capitolul 15, cele două popoare, în vremea regelui Saul și a regelui Agag, intră în război. E război între cele două popoare. Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ung împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă, dar ce zice Domnul? Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amaleg lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea din Egipt. Du-te acum și bate pe Amaleg și nimicește cu desăvârșire tot ce lui. Este un război în vremea lui Saul și a lui Agag. În războiul acesta, versetul 8, versetul 78, și 8, Saul a bătut pe Amalek de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalek, și a nimicit cu desfârșire tot poporul trecându-l prin ascuțișul săbii. Dar Saul și poporul a cruțat pe Agag și câteva animale mai de rasă. Dumnezeu îi spune lui Saul, du-te și du război împotriva acestui popor pentru că va trebui să rezolvăm o nedreptate din trecut. Și vă vedea imediat. Regele Saul se duce, împlinește parțial ce cere Dumnezeu și îl cruță pe Agag. Și pentru acest aspect, pentru această neascultare, Dumnezeu l-a lepădat pe regele Saul. Asculta ce îi spune prorocul Samuel. Samuel a zis lui Saul, îi plac Domnului mai mult ardere de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și te la Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Atât este de gravă fapta lui Saul, că Dumnezeu îl leapădă ca împărat și îl de tot apoi și ca om. Și ajunge într-un final teribil. Dar Dumnezeu îi spune, du-te Împotriva lui Amalek pentru ceea ce au făcut când a ieșit Israel din Egipt. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, trebuie să ne ducem în Exod capitolul 17. Întoarceți-vă, rog, la Exod capitolul 17. Poporul Israel iese din Egipt, se duce înspre țara făgăduinței după porunca lui Dumnezeu și de la versetul 8 spune Amalek a venit să bată pe Israel la, refilim, la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta pe mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise, mâna era mai tare, Israel. Și când își lăsa mâna jos, era mai tare, Amalek. Mâinile lui Moise fi trudite, au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Amalek vine împotriva lui Israel fără nicio justificare istorică. Atacul acesta nu are nicio justificare. istorică. este absurd. Și totul se întâmplă. Bătălia aceea ne pune față în față cu ceva incredibil. Are două aspecte în războiul acela. Un aspect militar care se dă pe câmpul de bătaie și un aspect în aparență ciudat. Moise se duce pe un deal și ridică mâinile spre cer. Și când ridică el mâinile, armata lui Iosua este mai tare pe câmpul de bătaie. Dar ce legătură are una cu alta? Și când se își lasă mâinile că sunt obosite, dintr-o dată armata lui Iosua este slabă. Se întoarce frontul. Și Moise iar ridică mâinile și iar se întoarce. Dar ce legătură are una cu alta? Imaginați-vă că ar transmite reporterii televiziunilor noastre și spune, domnule, se întâmplă ceva ciudat. Frontul se duce într-o parte și alta și e ceva interesant. E un bătrân acolo pe deal și e o legătură între mâinile lui ridicate și soarta războiului pe câmpul de bătaie. Ce înțelegem din Exod, capitolul 17, este că bătălia aceasta are și un aspect în lumea nevăzută. Cele două popoare aparțin unor forțe spirituale distincte. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul este steagul meu și a zis pentru că am și a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. De fapt, care a fost mobilul? Amalek reprezintă interesele altei puteri spirituale în istorie. Interesele cui? A cuiva care luptă împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și pentru că luptă împotriva scaunului de domnie a lui Dumnezeu, scopul acelor forțe spirituale era ca planul lui Dumnezeu să nu, să nu se împlinească. Să nu-și realizeze Dumnezeu planul. Planul cu poporul Israel. Care era planul lui Dumnezeu cu poporul Israel? Să ajungă în țara făgăduinței și la vremea hotărâtă de Dumnezeu, la împlinirea vremii, să se nască Domnul Isus Hristos. Aleluia! Planul lui Dumnezeu era să aducă Mântuitorul. Și poporul acesta, în vremea aceea, era în planul lui Dumnezeu și se duceau pas cu pas la împlinirea planului lui Dumnezeu. Și forțele spirituale care au stăpânit poporul au malecit. Au incitat poporul să meargă, să-i atace, ca să distrugă planul lui Dumnezeu, să ne ajungă la plinire. Moi se înțelege imediat despre ce e vorba. Și când Moi se ridică mâinile spre ce spune, Doamne, ca să ne putem împlini planul pentru care ne-ai chemat în istorie, Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău. Mâinile ridicate acolo nu sunt mâini care se predă în fața dușmanului, ci mâini care se predă în mâinile stăpânului cerului. Și când se predă în mâinile stăpânului cerului, e mai tare armata în vale. E o legătură între relația cu Dumnezeu și soarta istoriei în vale. Și Israel l-a bătut pe Amalek. Și Biblia spune că Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Poporul acesta este în slujba Celui care vrea să distrugă planul lui Dumnezeu, să-l nimicească. Și acum, după aproape o mie de ani, reprezentanții lor se întâlnesc în capitala Susa. Urmașilor, unul este în slujba unuia și celălalt, până atunci, a fost înșelat și păcălit de lume. Trezirea lui, Ham, lui Mardoheu din faptul că a fost în tabără greșită. Că s-a lepădat de planul lui Dumnezeu și de poporul lui Dumnezeu. Trezirea lui Mardoheu este numai când Haman ajunge șeful lui. Atunci își dă seama că a ajuns într-o situație în care toată istoria poporului lui este în punctul în care datorită lui falimentează. Că este planul lui Dumnezeu de ce ea Mardoheu nu se închină? De ce Mardoheu nu recunoaște că Haman este cel care merită închinare, că e reprezentantul celui necurat? Și nu mai vrea să plece genunchiul. Este momentul în care, din compromis, este un om care se ridică și spune, nu, no, asta e menirea mea. Este momentul de cotitură. Când înțelegi care e menirea ta și care e menirea mea. Și când înțelegem lucrurile acestea, când înțelegem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, când înțelegem care sunt lucrurile care au loc acolo, înțelegem că Amalek, prin reprezentantul din vremea aceea, Haman, își propune să nimicească încă o dată planul lui Dumnezeu. Acum rețineți, vă rog, următorul aspect. A citit fratele Doru din 1 Petru. Diavolul dă târcoale ca un leu, răgnind, căutând, pe cine să înghită. În evaluarea celui rău, în evaluarea diavolului, la momentul acela, veriga cea mai slabă în planul lui Dumnezeu era Mardoheu și Estera. Ei erau veriga cea mai slabă. Ei erau veriga care putea fi atacată. Când diavolul dă târcoale ca un leu ca să-ți distrugă familia, se uită să vadă care e veriga cea mai slabă în familie. Și dacă veriga cea mai slabă e paharul bărbatului, îl va ține robit de pahar. Dacă veriga cea mai slabă este gelozia soției, acolo va lovi. Dacă veriga cea mai slabă este răzvrătirea copiilor, acolo va lovi. Diavolul se uită să vadă care-i veriga slabă. Întrebare. Care-i veriga slabă în familie ta? Știți cine determină tăria unui lanț? Veriga cea mai slabă. Un lanț este atât de tare cât e veriga cea mai slabă. Și când diavolul se uită să vadă care e veriga cea mai slabă, acolo lovește. Și lovește când într-un fel, când în altul. Cum lovește? Cum lovește Haman în vremea aceea? Cum lovește diavolul? Își așează omul și îl ajută să promoveze. Și promovează până când este omul de încredere a celui mai puternic om al lumii, a împăratului Ahasveros îl așează pe Haman lângă omul care conduce lumea. Și cu o viclenie extraordinară îi câștigă încrederea celui care conduce întreaga lume. Vom vedea duminică seara că este o bătălie extraordinară cine așează consilieri lângă oamenii care conduc popoarele. Știți că ne rugăm de multe ori să Mântuiască Dumnezeu președintele României, guvernul României, parlamentul României. Știți ce ne lipsește din rugăciune? Doamne, mântuiește consilierii lor. Diavolul așează lângă Ahasveros un consilier care-i omul lui. Și consilierul acesta îl convinge pe Ahasveros că el merită să-l declare semizeu. Și este atât de influențat de gândirea lui Haman, încât îi dă această autoritate, încât înaintea lui să se închine toată lumea. O lăcomie satanică. Numai diavolul a vrut să primească închinare. În al doilea rând, acest om are o abilitate extraordinară să-l manipuleze pe împărat și să-l facă pe împărat să meargă într-o direcție total periculoasă. S-a dus la împărat și i-a spus în toate ținuturile împărăției tale este un popor care e tare periculos. Nu respectă legile tale și nu ține cont de poruncile tale. Poporul acesta este teribil de periculos. Nu merită să trăiască. Vreau să te scap de el. Vreau să ai liniște. Vreau să ai pace. Și asta e omul de încredere. Și Amman spune, ar trebui să dăm o lege ca să-i de tot, exterminare totală. Și ca să n-ai vreo pagubă, dacă ești de acord să dăm legea asta cu exterminare totală, eu donez pentru visteria împăratului 10.000 de sicli de argint Asta înseamnă vreo 370 de tone de argint. 370 de tone! Omul acesta spune, ca să-i nimicești, ăsta e prețul pe care îl plătesc eu. Șahășveroș este un om care, după ce a pierdut războaiele cu grecii, după ce a fost omnis, s-a întors și și-a petrecut restul anilor. Numai în băutură, în petreceri, numai în harem și numai în manifestări care au fost din ce în ce mai, mai, mai sălbatice și mai nesferite până când l-au omorât ca să scape de el. Și să dă decretul. Numai că Haman, în lupta lui, face ceva care dintr-o dată duce lucrurile dincolo de aspectul lor istoric. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an împăratului Hașveroș, au aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12 -a, adică luna Adar. În momentul acela, Haman spune, trebuie să întreb duhurile necurate, care e ziua potrivită ca să-i nimicesc? Care e ziua potrivită? Și de sorțul, și era o practică a păgânilor, întrebând zeii spiritele care este decizia și ziua corectă. Știți când face Haman toată procesiunea aceasta de a întreba spiritele necurate care e ziua potrivită? În luna Nisan, în a 12-a lună, în prima, zi, în prima lună, în al 12-lea an a Împăratului și în care zi? În ziua a 13. Ce se întâmpla pentru evrei în luna Nisan? Ce sărbătoare vreau în luna Nisan? Sărbătoarea eliberărilor din Egipt. În luna Nisan era sărbătoarea exodului, ieșirea din Egipt, a Paștelor, a eliberării. În care zi a lunii Nisan era Paștele? A 14-a zi și apoi era o săptămână. În ce zi se duce Haman să ceară celui necurat să-l călăuzească cum să-i nimicească? Exact o zi înainte de Paște. Exact o zi înainte de Paște. Aruncă sorțul și sorțul, pentru fiecare zi, pentru fiecare lună, și este o tehnică, nu intrăm în toate detaliile, și primește călăuzirea că va trebui să-i nimicească în a 13-a zi a lunii, adar a, a 12-a, la sfârșitul anului. Deci din clipa aceea mai au doar 11 luni de trăit. 11 luni și este sentința de moarte. Obține legea împăratului care îi dă inelului și se semnează, se promulgă legea de exterminare a evreilor după legea mezilor și perșilor care înseamnă ce? Odată dată nu mai poate fi anulată și nu mai poate fi modificată. Haman obține această bătălie. Și veriga este atât de potrivită pentru cel rău și atât de slabă. Pentru Mardoheu și Estera. Ce face Mardoheu? Ce face Mardoheu când aude ce se întâmplă? Dintr-o dată se luminează la minte. Înțelege cum merg lucrurile. Înțelege cum merge istoria. Dragul meu, Înainte de a lua o decizie, trebuie să înțelegi cu mintea ta încotro se duce istoria. Încotro se duce istoria lumii, încotro se duce istoria popoarelor, încotro se duce istoria ta. Pentru că toată istoria se duce după planul lui Dumnezeu spre punctul ei final. Și Mardoheu înțelege. Este o luminare a minții lui. Este momentul de întoarcere cu 180 de grade și spune, eu m-am lepădat de Dumnezeul istoriei. Eu mi-am luat viața în mâinile mele și am dus și pe fata adoptivă pe drumul acesta rătăcirii. M-am lepădat de poporul lui Dumnezeu, m-am lepădat de legea lui Dumnezeu, m-am lepădat de promisiunile lui Dumnezeu și nu mai am nimic. Știți ce face Mardoheu în clipa aceea? Declară tuturor și le spune tuturor, eu sunt iudeu, eu sunt din poporul lui Dumnezeu. Când înțelege cum stau lucrurile, Mardoheu spune, mă întorc la poporul lui Dumnezeu. Și le spune tuturor. Și îi trimite vorba lui Estera, pe care a sfătuit-o să nu spună nimănui că din poporul lui Dumnezeu spune, Estera, a venit vremea să spui că ești din poporul lui Dumnezeu. Dar de ce face Mardoheu toată această mișcare? Pentru că doar poporul lui Dumnezeu are promisiunile. Doar poporul lui Dumnezeu are promisiunile. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru poporul lui Dumnezeu care rămâne în voia lui Dumnezeu. Și Haman înțelege că dacă poporul e fără Dumnezeu, îl poate distruge. Și Mardoheu înțelege că dacă se întoarce la Dumnezeu, are parte de promisiunile lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Știți care e promisiunea care a făcut-o Dumnezeu? Voi binecuvânta pe cel ce te va binecuvânta și voi blestema pe cel ce te va blestema. Și dintr-o dată, Mardoheu se întoarce la Dumnezeul promisiunilor, pentru că în ziua necazului, când te lovește ce rău, ai nevoie de intervenția specială lui Dumnezeu în promisiunile Lui. V-am întrebat la început. Câți? din tot adâncul cugetului, pe baza învățăturii Scripturii, poți spune că e sub protecția lui Dumnezeu pentru că ești a lui Dumnezeu cu toată ființa ta, cu toată inima ta. Acum înțelege că trăim într-o lume în care dacă până la nașterea lui Isus Hristos diavolul a luptat și a lovit în fiecare verigă posibilă ca să nu se nască Mesia. Numai că Dumnezeu este suveran și Mesia s-a născut amin. De la nașterea lui Hristos până la a doua venire a Domnului Sus, lovește altfel. În fiecare om lovește ca să nu se întoarcă la Hristos. Acum, lovitura este să nu te întorci la Hristos. Până la nașterea lui a fost lovitura să nu se nască. Dar după ce s-a născut Hristos, El a spus: mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu, va fi osândit. A dus Dumnezeu eliberarea supremă în Domnul Isus Hristos. A dus mântuirea. A dus harul iertării. A dus împăcarea cu Dumnezeu, a dus protecția. Și o să zici, bun, dacă mă întorc la Dumnezeu, nu o să mai am necazuri? Ba da, dar știi care e diferența? Fiecare necas care vine în, peste viața ta trece mai întâi prin mâna lui Dumnezeu. Nu se poate atinge ce rău de tine decât atâta cât îi dă voie Dumnezeu. Și o să știți, dar ce-i dă voie? Vin o mâine seară și o să spun. Nu le pot spune toate într-o seară. Dar în seara aceasta vreau să îți aduc în fața ochilor următoare imagine. Când au ieșit copiii lui Israel din Egipt, în noaptea aceea, ultima lor noapte în Egipt, Dumnezeu a hotărât să pedepsească Egiptul pentru toate nelegiurile care le-au făcut și Dumnezeu a spus, în noaptea aceasta, pentru că n-a lăsat poporul meu să plece, voi lovi întâi născuți ai tuturor egiptenilor, de la animale până la oameni. În noaptea asta va fi judecata lui Dumnezeu peste Egipt și Dumnezeu a dat voie nimicitorului, îngerului nimicirii să meargă peste Egipt în fiecare casă și să o lovească întâi născut. În Cine e primul născut în casa ta? Dacă ai fost în noaptea aceea în Egipt, acela era condamnat la moarte. Și Dumnezeu a spus, Moise, spune copiilor lui Israel să facă următorul lucru fiecare familie din copiii mei să ia un miel, să-l junghie, sângele să-l ia și cu sângele acela să ungă ușorii ușii și pragul de sus. Și toată familia să stea în casă. Nimeni să nu iasă afară. Și noaptea aceea în care nimicitorul se va duce prin Egipt. Orice casă care va fi, sub semnul sângelui. Toți cei din casă vor fi ocrotiți, protejați. Să nu iasă niciunul din casă. Și toți copiii lui Israel au luat în seara aceea un miel și și-au uns ușorii caselor. Și nimicitorul a trecut în noaptea aceea. Și n-a intrat în nicio casă. Când a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, Ioan Botezător a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Știți cum a ridicat păcatul lumii? Prin sângele lui. Prin sângele lui care a fost vărsat la cruce. Sângele acela care a curs la cruce este protecția noastră. Este sub protecția sângelui lui. Este viața ta. Acum mai este ceva ce trebuie să spun. În clipa în care viața ta intră sub protecția lui Dumnezeu, cel rău nu mai are biruință asupra vieții tale. Din clipa aceea viața ta este protejată și este biruitoare. Din clipa aceea, necazurile pe care le ai sunt oportunitatea de a deveni biruitor. Încercările pe care le ai sunt încercări care îți dau posibilitatea să dovedești că ești biruitor prin Hristos Domnul. Că nu e singur. Încă două întrebări. Câți dintre cei ce sunteți aici aveți necazuri? Boli sau necazuri sau supărări sau încercări grele și nedreptăți care vi se fac și suferințe de tot felul? Câți aveți? Vă mulțumesc! Să știți că și noi păstori avem parte de ele. Întrebare. E sub protecția. E sub protecția Fiului Lui Dumnezeu. Toate necazurile acelea le va folosi ce rău ca să-ți distrugă viața, să-ți distrugă fericirea, te poate lovi cu boală, te poate lovi cu tulburarea minții, te poate lovi cu neînțelegere în familie, te poate lovi cu necazuri la serviciu, te poate lovi cu faliment, te poate lovi cu orice, cu vecini răi, te poate lovi cu șef răi, te poate lovi cu tot felul de necazuri, cu singurătate, cu bătrânețe în care nimeni nu mai vrea să aibă de-a face cu tine. Te poate lovi în fel și chip. Ai protecția Domnului peste viața ta. Știți care e taina? lumii nevăzute. Că cel care este Dumnezeul nevăzut ne-a spus în Iisus Hristos și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Îngăduiți-mi să vă spun o întâmplare. Rar povestesc întâmplări din viața mea Prin anii 80 am avut parte de mai multe anchete penale. Prima anchetă penală pe care am avut-o a fost pentru ceea ce autoritățile vremii au numit uzurpare de funcție. Sunt frați care au fost în Comitetul Bisericii atunci și știu. Eram fără autorizații din partea uh, autorităților comuniste și pentru că lucram ca păstor, m-au declarat că sunt uh, vinovat de călcarea legii și că sunt uh, vinovat de uzurpare de funcție și asta însemna pușcării de la 3 la 5 ani de zile. Și a început ancheta cu percheziție la domiciliu și cu toate celelalte necazuri cu ancheta penală. Nu mai fusesem în acest fel de încercări niciodată. S-au întâmplat două lucruri pomenite. Unul l-a mai povestit, al doilea vi-l spun pentru prima dată. În prima zi când a început interogatoriul la procuratură, era pe Dumitru Petrescu, nu știu cum e numele străzii acum, eu stăteam în Iosia Nord, pe Cazaban, m-am dus pe jos pe malul Crișului, așa apăsat și cu toate frământările, cum va fi și ce se va întâmpla, și când am ajuns în colțul străzii și m-am uitat cât mai am până la intrarea în clădirea procuraturii, am văzut în fața procuraturii un pâlc de oameni. M-am uitat și am recunoscut. Erau din biserică. Când am văzut, m-am îndreptat de spate, m-am dus mai îndrăzdeță spre ei și am întrebat ce faceți aici. Unul dintre cei ce era în grupul acela era fratele Traian Goian. Alții care au fost în grupul acela încă sunt aici și nu le dau numele. Și fratele Traian a spus, frate Paul, câtă vreme veți fi dumneavoastră înăuntru în anchetă. Noi vom fi aici și înconjurăm toată clădirea aceasta cu rugăciunile noastre și Dumnezeu vă va însoți acolo. Și apoi mi-a mai spus următorul lucru, frate Paul, să nu vă compromiteți. Mai bine să avem un păstor mort decât un păstor compromis. Am să vă spun altă dată cum a mers ancheta, Dumnezeu m-a scăpat de acolo. Dar, acum vă spun celălalt aspect pe care nu l-am mai spus, Întrebările erau capcană și abilitatea lor de a, de a, de a duce interogatoriu ca să mă prindă cu ceva și să mă poată condamna. Toate lucrurile acestea treceau dincolo de priceperea mea. Și într-o seară, mă trezesc cu un mesaj tainic. Sunt chemat la o întâlnire cât se poate de discretă pe la ora jumate 11 seara, undeva în casa unei sore, membre din biserica noastră, văduvă și în vârstă. Acolo trebuie să mă duc la 10 jumate 11, să mă duc cât se poate de discret, pentru că este o întâlnire specială. M-am dus ne ce se întâmplă. Am ajuns acolo și la scurtă vreme după ce am intrat eu în casă la sora, a venit cineva care era în conducerea de partid care se ocupa de gestionarea întregii justiției pe Bihor. S-a prezentat și a spus Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă ajut. În fiecare săptămână procurorii trebuie să îndea raportul cu merge Ancheta. Și eu am să vă spun de două sau trei ori pe săptămână care scap capcanele unde să aveți grijă și să nu vă prindă. Și mă întâlneam cu el o dată sau de două ori pe săptămână, la sora, în casa aceea nebăgată în seamă de nimeni. Și omul acesta îmi spunea ce urmează și de ce să mă feresc. Într-o noapte, m-am uitat la el și am spus, dacă ne prinde, ne omoară pe amândoi. Eu știu de ce am să mor, pentru credința mea în Domnul Iisus, dar dumneavoastră de ce faceți ce faceți? Ei s-au aburit ochii de lacrimi, s-a uitat la mine și a spus, Dumnezeul care vă păzește pe dumneavoastră, e Dumnezeul care mă păzește și pe mine. Ai Dumnezeul acesta care te păzește. Doamne, mare har! Cheamă-mă în ziua necazului. Ai vrea să-l chem, dragul meu? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Îți știe Dumnezeu necazul. Știe cum vrea să te lovească ce rău. Știe că vrea să te țină departe de mântuire. Că dacă te ține așa, te lovește nu doar pe pământ, ci te lovește și pentru iad. Doamne, întindeți mâna peste adunarea aceasta. Cunoști poverile și necazurile noastre. Cunoști toate loviturile de care au parte oamenii. Doamne, cunoști loviturile copiilor tăi. Te rugăm în seara aceasta, întărește credința copiilor tăi. Și acum voi și-a ridicat mâinile spre cer și a izbăvit. Doamne, ajută copiii tăi să ridice spre cer mâini curate. Întărește rugăciunea copiilor tăi. Întărește rugăciunea bisericii și dă, Doamne, izbăvire copiilor tăi. Mulțumim că ne-ai asigurat că ne vei trece biruitor prin încercare. Pentru că Tu însuți ai biruit slavă ție, Doamne. Doamne, aducem înaintea Ta în aceasta oamenii care au trăit fără Tine. Oamenii care s-au dus înșelați de diavolul, de înșelătorul. În seara aceasta ridicăm mâinile spre ce și te rugăm, Doamne, apropie-te de inima lor. Te rugăm să le deschizi și ochii și inima să vadă îndurarea ta și să vadă planurile celui rău. Și, Doamne, ajută-i să-L vadă pe Hristos la cruce răstignit pentru păcatele lor și pentru păcatele noastre și a întregii lumi. Te rugăm, Doamne, cucerește inima lor și te rugăm în seara aceasta, Doamne, dă-le biruința asupra păcatului, dă-le biruința asupra celui rău, dă-le biruința în încercare, Doamne. Doamne, dacă sunt încercări în trup, te rugăm, puneți mâna peste trupurile lor. Dacă sunt încercați în sufletul lor, în mintea lor, în, în sentimentele lor, Doamne, vindecă-le sufletul. Dar te rugăm în mod special, Doamne, vindecă-i de boala păcatului. Te rugăm în seara aceasta, nimicește planurile celui rău. Ne deschizi ochii, Doamne, să vedem că toate necazurile acestea sunt în strategia celui rău, ca să distrugă credința sau să țină pe oameni departe de credință. Doamne Iisuse Hristoase, ai biruit la cruce, biruiește în fiecare inimă. Ascultă-ne, Doamne, rugăciunea și te rugăm, lasă ca inimile care sunt încercate și lovite să se deschidă în fața celui care aduce izbăvirea și iertarea și ascultă rugăciunile acestea, Doamne, pentru că le înălțăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt. Și așa cum stăm cu capetele plecate în rugăciunii, dragul meu, ai înțeles cum se duce lumea. Ai înțeles cine este cel care vine să-ți distrugă viața și fericirea și familia și să te lovească? Ai înțeles că Dumnezeu și-a dus planul la îndeplinire, s-a născut Hristos. Și în seara aceasta se apropie de inima ta ca să te ducă mântuirea. Ești gata să spui, Doamne, din adâncul inimii mele te rog, mântuiește-mă și pe mine. Doamne, liberează-mă din păcatele mele, din robia lumii și liberează-mă din încercările mele. Și ajută-mă, Doamne, să cunosc iertarea Ta și izbăvirea Ta și mântuirea Ta și bucuria Ta. Ajută-mă, Doamne, să mă duc acasă și să mă duc împreună cu Tine. Spune, vină cu mine în casa mea, Doamne, și aduc binecuvântarea Ta peste casa mea. Acolo unde ești. Dacă asta este dorința inimitale, dacă asta strigi către Dumnezeu și îți dorești, în alt o rugăciune, așa cum știi, spune, Doamne, adu-ți aminte de mine, ai milă de mine, ajută-mă, mântuiește-mă. Dacă asta e rugăciunea inimii tale, te rog în numele Lui, a Domnului, exprimă o în afară printr-o mână ridicată. La balcon, dacă este ceva, și începem cu balconul. Unde ești? Ține mâna ridicată o clipă ca să o pot vedea, să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul, da? V-am văzut și acolo în celelalte tronsoane. Ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul. La balcon oriunde ești. Ține mâna sus o clipă și spune, Doamne, aici este viața mea. Primește-mă, izbăvește-mă, mântuiește-mă. Slăvit să fie Dumnezeu, da? V-am văzut și acolo să vă binecuvinteze Domnul. Jos, aici, sub balcon. Acolo, pe scaunul unde stai, te cunoaște Domnul și îți cunoaște încercările. Spune-i, Doamne, Iisuse, primește-mă și pe mine. Vreau în seara aceasta să mă arunc în brațele tale. Izbăvește-mă. Dică mâna sus și exprimă, printr-o mână ridicată, dorința din inima ta. Oriunde este cineva jos, aici, sub balcon. Dică mâna sus, o clipă și ține-o ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze, Dumnezeu, da? Să vă binecuvinteze, Dumnezeu. Lăsați mâinile jos dacă sunt alții. Oriunde ești, ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze, Domnul. Ascultă-mă. Este o bătălie teribilă pentru sufletul tău. Este o bătălie ca să nu te întorci la Dumnezeu, să te duci mai departe fără El, fără protecția Lui, fără prezența Lui, fără mântuirea Lui. De ce spune Domnul, astăzi dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. E bătălia aceea pentru inima ta. Înțelegi că în clipa aceasta se decide destinul tău. Și toată îndurarea lui Dumnezeu și toată jertfa Domnului Isus Hristos ți-a fost zugrăvită ca să înțelegi că în jertfa lui este iertare, este liberare, este mântuire. La balcon, dacă mai este cineva. În timp ce biserica se roagă, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți, cum a ridicat Moise mâinile, ridică biserică mâna spre cer și spune, Doamne, izbăvește, binecuvântarea Domnului să fie peste voi. V-am văzut și acolo, la balcon, dacă mai este cineva. Ține mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul. La balcon, dacă mai este cineva. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Să lăviți să fie Dumnezeu. Lăsați mâinile jos. Jos, aici sub balcon, dacă mai este cineva. Lasă mâna ta să se înalțe spre cer și spune, Doamne, aici este mâna mea, aici este inima mea, primește-mă. Să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul. Mai urmează cântarea corului bărbătesc și încă o clipă în care ne rugăm ca Dumnezeu să biruiască. Știu că sunt inimi în care se dau bătălii teribile. Știu că sunt inimi în care ce rău încearcă să blocheze, să tulbure, să oprească decizia. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință. Rămânem în rugăciune în timp ce corul bărbătesc cântă. Și frați și surori, timpul acesta este timp intens de rugăciuni. Bate la poarta celui și Biblia spune, cine cere va căpăta, cere. Și cere prin credință, dacă ai chemat pe cineva, cere ca Dumnezeu să se îndure, să izbăvească persoana aceea, să dea ajutorul și mântuirea lui. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, spune Biblia, dacă și-ar pierde sufletul? Când cel care a venit să mântuiască sufletul spune veniți la mine, toți cei trudiți și împăvărați. Să fii, să Cântarea aceasta este o cântare a deciziei. Este o cântare care te întreabă când vrei să iei decizia aceea de a te pune sub protecția lui Dumnezeu sub protecția mântuirii Lui. Una dintre metodele celui rău este să te facă să amâni și în loc să răspunzi chemării Domnului, să zici o să mai văd, mă mai gândesc. Întoarce-te. Ești pe un drum a pierzării. Ești pe un drum care se duce spre destinul veșnic al Iadului. E poate Pentru Mardoheu era ultima chemare. Pentru evrei din mediul persan era ultima chemare. La chemarea aceea au venit cu poștii rugăciune înainte lui Dumnezeu. La chemarea aceea s-au întors la Dumnezeul făgăduințelor și la poporul lui Dumnezeu. Poate că ai crescut în casă de pocăiți. Și te-ai tot dus mai departe de Dumnezeu crezând că acela drumul. Mă rog să pot spune în seara aceasta, acum, Acum mă întorc, este vremea în care nu vreau să mă joc cu veșnicia mea, cu sufletul meu, cu mântuirea mea. Cuvintele acestea exprimă chemarea Domnului când a spus veniți la mine. Toți cei turdiști împovărați. că ești gata să spui Doamne. Iau și eu decizia întoarcere la tine, nu, va, nu mai vreau să mănânc. Acolo unde ești? Și mă uit încă o la balcon. Arată-mi printr-o mână ridicată hotărârea ta. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna o să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dacă mai este ceva, așa, acolo să vă binecuvinteze Dumnezeu. Da, v-am văzut? V-am văzut și acolo să vă binecuvinteze, Dumnezeu. Da, să vă binecuvinteze, Dumnezeu. Mai este loc. Mai este loc în împărăția lui Dumnezeu pentru tine. Atât de mult te iubește Dumnezeu încât a lăsat un loc pentru tine. Și s-ar putea să pierzi pe veci. Și loc de a petrece veșnicia cu Dumnezeu, să ai un loc în iad. Jos ai sub balcon dacă mai este cineva. arată printr-o mână ridicată, hotărârea ta să spui, Doamne, nu mai vreau să în mă primește-mă și pe mine. Jos aici în sală, să vă binecuvinteze Domnul, dar v-am văzut aici, dacă mai este cineva. Și acolo să vă binecuvinteze Domnul, v-am văzut. Să vă binecuvinteze Domnul. Poate că ești în sala de nunți, sau poate că ne urmărești pe internet. Acolo unde ești. În o rugăciune și spune, Doamne, nu mai amân. să vă uitați la mine. Toți acei care și în seara aceasta ați luat decizia să vă întoarceți la Dumnezeu, nu plecați acasă până când cineva se roagă cu voi și pentru voi ca să vă așezați sub protecția lui Dumnezeu. Cel rău va încerca să te întoarcă, să te descurajeze, să te arunce în confuzie. Sunt aici frați și surori care se vor ruga și vei primi și un nou testament și două cărți care îți arată cum să mergi pe calea credinței. De aceea vă rog și cei care ați însoțit, veniți cu ei în față încă vreo două, trei minute înainte de a pleca. În al doilea rând, pentru mâine, toți acei care puteți lua o zi de post și rugăciune post alimentar. Mâine ne vom uita singur în fața morții. Cine ai vrea să fie lângă tine în ultima clipă a vieții tale? Postul esterei, la ce te ajută? Am vrea să fie o zi de post cu toți acei care pot și ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință în mântuirea multora. Amin.